Nenorocire într-o familie din capitală. Ieri seară, o fetiță de 2 ani a fost transportată de urgență la spital după ce s-a prăbușit în gol de la etajul 6 al unui bloc. Copila a rămas în viață, dar este în stare gravă la reanimare. Imediat după producerea tragediei, a fost chemată poliția. Potrivit oamenilor legii, copila, împreună cu sora ei mai mare de 10 ani, s-ar fi jucat pe pervazul ferestrei. Într-o clipă de neatenție, fetița cea mică a alunecat căzând în gol. Fetița ar fi căzut în gol de la etajul 6, pe acoperișul acestei anexe, de la etajul 1 al blocului de locuit. La locului, angajații poliției au stabilit că copila de 2 ani era împreună cu sora sa de 10 ani, acestea fiind lăsate pentru câteva minute fără supraveghere. Ulterior au urcat pe pervaz și se jucau. Mama acestora, fiind în altă odaie, când a auzit un zgomot, imediat a intrat și a depistat că fetița de 2 ani a căzut pe acoperișul anexei de la etajul 1 a blocului de locuit. Copila a fost internată în stare gravă în secția de reanimare. Ea s-a ales cu multiple traumatisme, iar medicii luptă acum din răsputeri pentru viața ei. Copilul este stabil, a suferit un catatraumatism cu politraumatism, trauma craniocerebrală închisă, contuzii, fracturi. Осло хумерал, в момент если стабил. Grav stabil, așa să spunem. S-a aflat în secția terapie intensivă, reanimare și terapie intensivă. Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele producerii tragediei, iar pe părinții atenționează să nu-și lase copiii fără supraveghere, să se asigure că micuții nu au acces la fereastră sau să monteze dispozitive speciale pentru blocarea acestora.